Radu Almășan a păstrat discreția până de curând în ceea ce privește viața sa privată. Totuși, recent, a împărtășit faptul că se confruntă cu probleme de sănătate. În urma celei mai recente consultații medicale, a descoperit că are diverse afecțiuni cardiace, o veste care l-a afectat profund și l-a determinat să reflecteze serios la situația sa. În ciuda succesului său profesional remarcabil, Radu Almășan se confruntă cu provocări semnificative în viața personală. Recent a primit de la medici diagnosticul de probleme congenitale ale inimii, o informație pe care a primit-o cu dificultate. Artistul a recunoscut că vestea a fost greu de acceptat. În special din cauza faptului că afecțiunea nu poate fi ameliorată prin metode obișnuite precum exercițiile fizice sau o dietă sănătoasă, dar este încrezător și urmează cu strictețe tratamentul dat de medici. Radu Almășan a mărturisit că a adus o luptă grea cu kilogramele în plus încă din copilărie. Artistul a împărtășit că parcursul său nu a fost deloc simplu, având în vedere numeroasele diete pe care le-a încercat, dar care, după spusele sale, s-au dovedit a fi ineficiente.